Beneficiarii sunt înscriși în programul de solidaritate pentru familia cu mulți copii, Sfântul Stelian. Sunt 100 de copii și tineri foarte talentați, olimpici, cu rezultate foarte bune la învățătură, care își doresc să devină medici, pianiști, artiști, meteorologi, neurochirurgi sau alte meserii frumoase. Serafim este elev în clasa a 6-a și este unul dintre bursieri. Cântă la pian de la 6 ani și spune că banii îl ajută să-și plătească orele de muzică. Mie îmi place să cânt la pian, îmi place foarte mult muzica, să sculptez arta sculptorii, îmi place să lucrez la matematică foarte mult. Te ajută bursa? Da, foarte mult. Îmi achit taxa la pian. Și Nectarie este pasionat de muzică, iar bursa îl ajută să se perfecționeze, luând lecții în particular. Cu bursa aceea pot plăti o parte din cursurile de vioară. Cât de des lucrezi la vioară? O dată pe săptămână. Trebuie să mă duc, la doamna. Și în fiecare zi trebuie să exersez câte un pic. Copiii care intră în programul de burse Provita au parte și de alte tipuri de activități. Organizăm diverse activități de dezvoltare personală și orientare vocațională pentru ei, ateliere, workshop-uri, școli de vară, îi sărbătorim în zilele lor de naștere și oferim sprijin suplimentar pentru cursuri și meditații în funcție de nevoia fiecăruia. Proiectul de susținere a elevilor buni la învățătură, care provin din familii numeroase, se derulează la Arhiepiscopia Iașilor din anul 2016.